începem lucrările ședinței de astăzi cu ordinea de zi care dumneavoastră ați primit-o, sunteți informați că așa. Și o să dăm cuvântul domnului președinte de ședință. Primul unui punct. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, proiect inițiat de domnul primar Constantin Sava. Ați studiat materiale, cred că știți despre ce-i vorba. La buget de viu și acum nu erau. Nu erau, da, nu avem PH-ul, nu. Adică nu știu de ce care. Știu, de ce știi vorba, nu știu. E vorba cu niște subiectare, au venit, au revenit, da, cu bani intrați pentru, de la program, pentru programul operațional regional 2014-2020, axa prioritară 10, învățăție în casuturi educaționale. O devedare școală Ion Simeonescu, Lilieci, Comuna Hemeiuș, de sub acolo a fost acordat creditul 337.000 de lei. Contract de finanțare din 31.1.2022 în cadrul același program denumit modernizare, dotare școala Grigore Tăpăcaru, a fost alocat, acordat creditul 380.000 de lei. Contract de finanțare 2170 în 16.5.2023 pentru implementarea proiectului intitulat investiții destinată producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul AT Hemeiuș a fost acordat creditul de 1.333.000 lei. Față de cele prezentate, propun următoarele modificări în structura bugetului de venituri și cheltuieli în următoarea formă. Partea de venituri. 2050.000 lei, credite acordate, vorba de 2 milioane, cred că au un sistem și la finanță, 2050.000 lei. Deci credit, partea de venituri 2050, partea de credite acordate 2050, în care la învățământ 717.000 lei, cheltuieli de capital pe lucrări de investiții 717.000. Deci, cum vine, așa pleacă. Modernizare, dotare școli, servicii publice, capitolul 702, 1.333.000 de lei, cheltuieli de capital, lucrări de investiții, 1.333.000 de lei. Sunt banii care intră și banii care trebuie să-i cheltuim. Deci, este totalul de la proiectul dotare, 1.333.000? Da. Pe învățământ și pe servicii publice. Pe învățământ 717.000, pe servicii publice, vorba de centrala cu panouri fotovoltaice. Panouri, da, deci nu-i tot la învățământ. Nu, panouri. 717.000 pe învățământ. Da. Și pe panouri, mă scuzați, 1.333.000. Nu. Din 1.333.000, 700.000. Învățământul, da? Da. 300 și ceva sau... Păi, dar Aaaa! Numai că aici este trecut din 2050.000, de cu aici este trecut din 1.333.000 și 770.000. Care 700 este pentru panouri? Pentru școli. Pentru școli. Și 1.300 pentru panouri. Da. Da. Dacă sunt discuții pe tema asta, dacă nu se punem la vot, stai ce mai fac. Suntem la licitații cu panourile sau da. Nu? Da. Da, da, da. Da, da. Vedem cu clarificări. Zilnic. Așteptăm rezultatul. Mi se pare serios aia de la eu. Mi se pare. Dacă sunt scris la licitații, cu drag. Da. Da, sunt scris. Să sunt scris, nu? Da. 295 de kilovați, o putere foarte mare. Deci 295 mult. E pălăria mare pentru firme. Să vedem. Și să fie o toamnă lungă, și să nu plouă, și să nu lingă. Pentru că dacă mergem din 6 firme, gândiți-vă că s-ar putea să dureze contestații. Și dacă ne duc contestații până în noiembrie, proiect pierdut. Până la 31 decembrie trebuie finalizat. Poate cu domnul Chirilu. Asta e. Încercăm. Haideți să fim optimiști, să nu... Votăm și rugăm la Dumnezeu să fie frumos afară și să nu fie contestații. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere cu Asociația HP Sport Festival. Proiect inițial de domnul primar Constantin Sava. Da, fiecare an, deci acum... Avem concurs, nu? Da, suntem la 3 ediții.
Asta e IFC Maraton, Bacău. Domnul Cristian, da. Da. Dar am mai avut un anul ăsta, parcă. Mai fost ceva prin primăvară. Nu a fost aici, ca traseu. Da. Vrem să, ca de fiecare dată, să fim alături de ei. Comuna Hemioș de fiecare dată s-a implicat în activitățile sportive și cele culturale și nu numai. Și de această dată, cred că ați citit materialul, vrem să alocăm suma de 10.000 de lei privind organizarea concursului, intitulat XC Maraton. Concursul, programul cred că l-ați văzut în material, se va desfășura în perioada 2 zile, vor fi și adulți și copii. Sâmbătă 23.09.2023, pentru adulți, startul va fi dat la ora 11, sosirii la ora, după ora 14, spectacol aviatic, ora 14, premiere la ora 15.30, socializare, foc de tabără, muzică, folk și tot ce, ce cuprinde programul. Duminică 24.09, start la ora 11 pentru copii, sosirii după ora 13, premiere la ora 14. Toți colegii sunteți invitați să prezentați această întrecere sportivă. Locația la primară? Locația e la Hergherii. Se pleacă din spatele Hergherii, din terminul ăla. Pe drumul la cai întâi. Da. Iar pentru foc de tabără, totuși, vă să fie organizat acolo. Mai de biciclici și apoi cai ca să-i împâne din spate. Dacă sunteți de acord, să punem la drumul. Mai departe. Trecem la 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea revizuirii generale a obiectivului de investiții, dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din Comuna Hemioș. Propus a se realizat în programul PNRR, pilonul 6, componența 15, proiect inițiat de domnul primar Constantin Sava. Având în vedere referatul de aprobare prezentat de către subsemnatul, raportul de specialitate înregistrat sub numărul 10.624 din 6.09.2023, prin care se motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea proiectului de hotărâre, în baza temeilor juridice, respectiv prevederilor, ordonanța de urgență numărul 124-2021, privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin mecanisme de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență numărul 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea fondurilor externe rambursabile și nerambursabile către mecanismul de redresare și reziliență. Și aici, HG209/2022, Planul Național de Redresare, pilonul 6, politici pentru noua generație, componenta C15 educației, ghidul solicitantului privind apelul de proiecte PNRR 2022, componenta C15, mediu 19, 111, 113, 114, dotarea cu mobilier, material didactic, echipamente digitale, unitățile de învățământ, primul de stat și unitățile de conexie, gestionat de Ministerul Educației, aprobat prin ordinul de ministru numărul 6.423 din 19.12.2022. Contractul de finanțare, încheiat în unitatea executivă pentru finanțarea învățământului superior, a cercetării, dezvoltării și inovării în numele pentru Ministerul Educației în calitate de agenție de implementare și Comuna Hemioș prin primar Constantin Sava în calitate de beneficiar. Avizul favorabil emis de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău numărul 2211 din 21.03.2023. Prevederile hotărârii Guvern 907/2016, fiind îndeplinite procedurile cuprinse la articolul 136 alineatul 8, ordonanța de urgență 57/2019 privind codul administrativ, în temeiul articolul 129 alineatul 2, alineatul 4, articolul 139 alineatul 3, 196 din ordonanța 57/2019 privind codul administrativ, propune articolul 1. Se aprobă devizul general al obiectivului de investiții, dotare, mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din UAT Comuna Hemioș propus a se realiza prin Programul Național de Redresare și Reziliență, componenta 6, reziliență, pilonul 6, componenta 15, educație, conform anexii 1, deviz general, anexa 1. Articolul 2. Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului în quantum de 1.091.041,98 lei, cu TVA inclus, din care valoarea aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR în quantum de 916.842 de lei.
și valoarea TVA eligibilă aferentă în quantum de 174.199,98 lei, conform anexei 2, cererea de finanțare aplicată din inspectoratul școlar se face, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 3. OAT Comuna Himeuș se angajează să finanțeze toate cheltuielile ineligibile care asigură implementarea proiectului în valoare de 97.580 de lei cu TVA. Articolul 4. Se împuternicește subsemnatul, primarul comunii, să semneze pentru și în numele OAT Comuna Himeuș. Aici e o frază care nu știu cât își are sens, dar puneți așa e închis. Eu sunt împuternicit prin hotărârea trecătorească care am semnat în 27 ieri. Deja a semnat contractul. Da. Nu, dar zic, astea sunt rămase din mult și... Articolul 5. Prevederile prezentei hotărâri pot fi duse la îndeplinire de către primarul Comunei Himeuș. Articolul 6. Prezenta hotărârii se comunică instituției prefectului de Bacău pentru efectuarea controlului de legalitate. Primarul Comunei Himeuș, compartimentul financiar, contabilitate, venituri și buget, și compartimentul urbanist și achiziții publice al investiții pentru ducerea la îndeplinire se aduce la cunoștință publică pe pagina de internet www.primariahimeus.ro, la secțiunea monitor oficial local, sub secțiunea hotărârii autorităților deliberate. E aceeași lucrare pentru care facem rectificarea? Nu. Nu e alta? Nu. Deci aici, în afară de faptul că școlile noastre vor fi scoase la curat, reparate, zugrăvite, cosmetizate, vor avea de la table electronice, mobilier nou, aparate, eu știu, camere de supraveghere, tot ce dotări de ultimă generație, conform actului. Și la rectificare, pentru ce faci? Nu ai așa peste mine? Din banii care au intrat pentru școală, doamna. Din port? Noi am împrumutat. Deci ăia sunt construcții, ăștia sunt dotări. Da. Ok. Iar la dotări de nu am suplimentat cu nimic bugetul. Păi, nu, dar numai 97 de mii cheltuia la noastră neeligibilă. Da. Aproape miliard. 100 de mii. 100 de mii, partea neeligibilă față de 1.091.000. Da. Deci asta este dotare, da? Și pentru ambele școli. Pentru ambele școli. Dacă țin minte că la un moment dat era discuția că numai una au prins, una nu prins. Dar s-a ambele aici. Asta cu mobilierul, amândouă au fost. Funcții de solicitări sunt necesarul dat de către școală. Deci ăsta e tot PNRR. Da. Felicitări, doctora PNRR. Dar pe nou să fie nou tot. Foarte frumos, foarte bine. Felicitări. Ne străduim. Punem la vot. Trecem la punctul 4, proiect de hotărâre privind trecerea de domeniul public în domeniul privat al Comunei Himeușa, a imobilului teren suprafață de 3.908 m² identificat cu număr cadastral 68.610, înscris în cartea funciară numărul 68.610, situat în Comuna Himeuș, sat Himeuș, sat Agrie numărul 57, județul Bacău, proiect inițial de domnul primar Constantin Sava. Nu știu, pentru cei care știți și vă mai amintiți, fost slavă comunal, acum un SOS-ul și casele astea făcute, era o viroagă care venea de la lacrima și era un păruaș care, vă mai amintiți, trecea cu sub pot prin curtea hitului. Da. Care, așa. Că vai, un copa avea stână acolo. Așa. Deci ăla intre SOS și proprietatea lui Brăiescu. Cum l-a luat Brăiescu din nou? Tentativă, l-am aprobat, s-a răzgândit, acum a revenit din nou. Da, deci pe partea stângului, vis-a-vis de hit. Da, da. N-am văzut la... Da, după prea mare preț la listare, nu putea să fie fost. Și acolo revenit din domnul. Nu cu deja iaz acolo? E iaz avea, nu cu iaz acolo. Da. În spatele casei, acolo? Da, da, da. În spatele SOS. Între SOS și casa. Dar prin spate, cum a venit? În spate, la gardul cu arcul. Da. Și... Nu știu, atunci aici s-a părut suma cam mare, au zis că da, au renunțat, fiind închis acolo, nici n-are acces altcineva. Acum am revenit din nou ca să scoatem la licitație. Dar prima dată trecem din domeniul public în domeniul privat, da, ca să putem să concesionăm. Sunt două proiecte care, de fapt, sunt același. Mai intenție. Da. Terenul ăla așa stă degeaba și
altcineva acolo nu are cale de acces. Păi asta zic, dacă se înscrie altcineva la licitație, nu are cum să ajungă acolo. Okay. Numai la fie e tot aia. Și SOS-ul nu are acces? SOS-ul mai are acces, dar acum nici SOS-ul nu prea mai are acces, că terenul din continuare este anul. La creșă. Am făcut dezmembrare. Am făcut dezmembrare și pentru la... creșă era, da. Nu pentru creșă, pentru... ne-am gândit noi acolo pentru un cămin de bătrâni. Creșa e în față. Creșa e în față. A, și în spate e... Numai că e o problemă și acolo cu linia din altă. Dacă suntem construit, dacă se vară. Aia se poate că sunt mai construit în zonă. În creșă? Să fii privat ca să poți. Da, privat, în statul. În statul. Da. Dacă se discute și dacă sunt probleme. Da, votăm. Deci la punctul 5. Proiect de hotărâre. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea integrării numitului Ceangărău Mihai într-un centru de servicii sociale de găzduire, îngrijire și igienă personală, având în vedere că aceasta se află într-o situație de risc și dificultate socială, precum și plata diferenței pentru serviciile prestate. Proiect inițiat de domnul primar Constantin Sabo. La fel, unul din cazurile sociale cu care mi-am confruntat, a fost o persoană care mi-a adus la buget numai beneficii în ghilimele, la de două amenzi pe săptămână, ziua puțin. A avut casă, a avut casă, a avut de toate, așa, și-o rămas. Dar nu mai aprobat-o, dar trebuie să aprobăm anual, să renunim. Am aprobat suma, am aprobat o sumă, dar acum... Am fost în alt centru, lângă București. Lângă București, și am trimis mașina noastră și l-am adus aici la noi, pentru că deja acolo costurile erau prea mari. Deja acolo trebuia să facă cartul de identitate, domnul nu mai este în toate capacitățile mentale. Și nu se poate aduce, da. Și pensii și ce avea ajutor, ce avea erau de aici, trebuiau transferate, ne-a avut buletin pe... Dar foarte bine că l-ați adus aici, dar l-au primit? L-au primit. Bine ar fi și cazul cel mai fericit, să putem să poată beneficia de instituțiile statului. Dar, din păcate, Emiașul de atâta nu am reușit să prindem un loc la stat. Deci o să facem noi, cum ați zis dumneavoastră, dacă prindem terenul aveți? Nu e cea mai fericit caz asta, că îl aducem aici. Cea mai fericit caz ca și finanțare. Mai avem acum nevoitoare să fie doritorul cu 57 de ani, să cadează nu stau în vârstă de pensionare. Acum, după diagnostic, nu mai e nici bolnav. Unul care l-am dus anul trecut tot în spital, până la urmă și-o revenit în spital, după un an și... Mamă, mă să-l ține. Vine iarna, se dezvine când îl aduce la ușa primăriei, când mi-am adus pe azi. Deci înseamnă că există necesitatea să facem un centru, în Chimești, până la urmă. Care este pe mâine la vot, care? Deocamdată la asta. Până la un cap, trece la punctul 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reședinței taxelor Consiliului Local de Mijloc Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale de Gore Tăbăganu din Comuna Iemiu, județul Bacău, proiect de înțeleg de urmă Constantin Sava. Eu aș avea o propunere. Da, aș avea o propunere pe domnul consilier Cui Pascu. Mai face și alte propuneri. Să nu mai fie cine a fost. Ar fi bine, dacă domnul Pascu nu a fost, susțin... O mai fost domnul Pascu în Consiliu? O singură. Domnul Patrick a fost? Cine a mai fost? Domnul Bălan a mai fost? Da. Domnul dumneavoastră? Eu parcă ați fost. Eu vă propun pe dumneavoastră, doamna Patrick. Da, eu cred că mă propuniți în aia la altă. În care e la altă? În altă care. Am văzut că m-aș propunisie. Da, la om. Glumesc. Deci dacă mă propuniți la învățământ, accept că am participat la deschiderea festivalului școlar, mă implic cu școlile, cât pot și eu. Cine este? Pentru cele două persoane. Mai este, acum nu mai este niciodată. Dar două trebuie să fim, da? Da. Deci eram cu domnul Puiu Pascu și cu doamna Petrescu, da? Și domnul primar. Dar nu, domnul primar e de trebuie. Nu sunteți.
Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Himeiuș în Comisia pentru Evaluarea Performanțelor Profesionale, eventuale are Secretarul General al Comunei pentru activitatea desfășurată în anul 2022, proiect inițiat de domnul primar Constantin Sava. Da. N-a stat crezut că mă propun. Uitați, dar aici avem propuneri pentru doamna Daviduță și pentru domnul Pascu. Dacă în locul domnului Pascu nu vrea să aibă două Îl propun pe domnul Orelu în locul domnului Pascu. Ceva ușor. Dar până la urmă nu e nicio problemă că nu se simultan. Dar n-au nicio legătură. N-au nicio legătură una cu alta. Rămâne domnul Pascu. Gata. Da. Supunem la vot cine este pentru. Trecem la nouă. Funcții de astea. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit și construirea unui drept de uz și servitude către SC de gaz gri de sau asupra de anului suprafață de 45.000 m² din partea domeniului public al Comunei Himeiuș de Coadău, în vederea executării lucrării, extinderii rețea și racordarea gaz naturale presiunei reduse. Pe strada Galofiție numărul 8, sat Himeiuș, Comuna Himeiuș de Coadău, beneficiar Moise Alexandra, proiect inițial de domnul primar Constantin Sava. E aceeași problemă. Trebuie să le odată să le dăm voie să-și construiască, odată ce și obțin terenuri, trebuie să-și treabă și utilități. N-avem ce face. Dar pe mărnic, plăcere. Întreba eu un lucru. Nu știu dacă dintre dumneavoastră au mai primit adrese acasă de la Delgaz. Da. Așa. Referitoare la traseul acesta linii, că ați zis de linie. Este o linie de medie tensiune care merge aici așa și ne-am trimis și am primit niște notificări cum că să prezentăm documente. Dar, eu spun, în 2008 am obținut autorizații de construcție. Autorizația am obținut-o după ce am obținut un urbanism în care mi s-a cerut aviz de amplasament de la Delgaz. Am obținut avizul de amplasament și am construit exact cum scrie acolo, la câți metri de linie. Dar răspunsul. Deci ei vor, și am zis că v-au trimis și dumneavoastră, că era și în atenția primăriei, adică ei vor noi să căutăm în arhivele noastre personale sau ale primăriei dumneavoastră, pe la autorizații, pe așa să le dați răspuns, nu-i corect aici. Să-și caute în arhivele lor, nu? Da. Să vadă cui n-au dat avizii, cine a construit ilegal, nu ne pun acum să răscolim, pe dumneavoastră mai ales, pe mine ca pe mine, eu găsesc ușor, dar dumneavoastră... Le-am dat răspunsul. Le-ați dat răspuns, da? Da, supunem la vot. Cine se mai mult? Și aici am domnul Tumas, dacă mai are două sau trei. Da. Deci avem odat proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici al proiectului de investiție pentru Consiliul Local, cu participarea acestuia la proiectul regional dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020. Da, este intitulatul la proiectul. Poimul, nu? Da. Dar tot la SFN întoarce? Deci documentele le-am primit alaltă ieri. Adică 2000 de pagini. Și vor, deci am putut vor urgent, repede, repede înainte. Nu mai avem nicio șansă, că este programul la 2014-2020, care au avut implementare până în 2022 și care s-au prelungit cu COVID-ul până în 2023, nu? Deci, și șanse. Deci, vă putem da citire adresei de la compania de apă ca să lămurim, ca să lămurim lucrurile întrebări. În fața camerei, să nu auzăm după aia fel de... În atenția domnului primar, Unitatea Administrativă Teritorială Himeiuș, prin prezenta, vă aducem la cunoștință următoare. Înregistrată pe data de 19.09.2023. Azi suntem în... Așa. Dacă e cadrul, ne spun și ora. Așa.
Prin prezidenta vă aducem la cunoștință următoarele. În noiembrie 2020, Consiliul Local a emis 4 hotărâri de aprobare a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării proiectului, a planului de evoluție a tarifelor, a punerii la dispoziție a proiectului a terenurilor aferente investițiilor. Aceste hotărâri au stat la baza semnării contractului de finanțare numărul 423 din 3-12-2020 pentru proiectul regional de dezvoltare de infrastructură de apă și apă uzată din județul Bacău în perioada 2014-2020. Din momentul semnării contractului de finanțare, studiul de fezabilitate aferent proiectului a suferit modificări atât ale soluțiilor tehnice conform modelor de îndrumare emise de către experții Jasper și ai Comisiei Europene, Jasper, pe parcursul anilor 2021-2022, cât și ale valorii investițiilor din cauza modificării de soluții tehnice și a creșterii galopante a inflației. Întrucât în iulie 2023, proiectul a fost aprobat de către Comisia Europeană, iar a fost scos la licitație după 3 mai 2023. Vorbim de iulie. Întrucât în iulie 2023, proiectul a fost aprobat de către Comisia Europeană, fiind necesară semnarea unui nou contract de finanțare, se impune emiterea unor noi hotărâri de Consiliul Local în vederea aprobării. Studiul de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici, a listei de investiții prioritare, a valorilor investițiilor aferente Consiliului Local și a participării Consiliului Local la cofinanțarea proiectului, planului de evoluție a tarifelor, punerii terenului la dispoziția proiectului. Vă adresăm rugămintea de a supune aceste hotărâri aprobării Consiliului Local până cel târziu 30-a 9, fiind impetuos necesară aprobarea lor în termenul precizat. Intervalul scurt în care am solicitat sprijinul derivă din necesitatea transmiterilor tuturor acestor documente către Ministerul Investițiilor și Proiecturilor Europene imediat după aprobarea acestora. De asemenea, dacă veți considera necesar, așa, doamna Raluca va sta la dispoziție. Deci, practic, reactoarea sunt HCL-urile acelea cu valori noi, nu? Și cu aceeași denumire. Da, dar denumirea n-are cum să se schimbe sub nicio formă. Păi nu, că ați învățat că e tot SF. Da, e vorba de doar de SF. Și noi în timpul ăsta facem licitații de execuție. Durata de realizare a investiției. O să se fazeze. 64 de luni. Da, ăsta o să se fazeze. Perioada 2020-2025. Deci ar trebui în 2025 să fie gata. O să se fazeze. Deci, domnul Patrici, doamna Patrici trebuie să se înscrie în campanie electorală neapărat. Neapărat. De ce vor descurie? Să vă rugați frumos să se scrie proiectul ăsta. Proiectul ăsta e... Da, doamnă, dar nu mi se pare corect. Ați luptat numai pentru porțiunii de stradă, dacă tot v-ați propus. Ajutați și Liliești. Și acolo erau susținători. Să încerc acum asta. Să încerc acum asta. Înainte de a însemna, de a-mi da autorizația, încercați. Cum vreau poate până șansuri încolo, până la... Cum și eu vreau șansuri măcar până la cămin acolo. Dacă faci un șurăt de bani, șansurile sunt gata cu șansurile. Nu-i nimic de asta. Vă stă trei de șansuri și realizarea de șansuri și podețe, și rigoli și podețe. Deci mi-au costat 2 milioane doarle, 3 șansurile. Știți foarte bine bugetul pentru investiția în comunii care este. Vreți să facem? Îl facem. Îl facem. Dar am făcut podențele prin care până am făcut și noi pe stradă. Cum? Prin podențele. Făcut de până am făcut și noi pe stradă. Așa ați trecut din proiect. Contribuie și... Dar cu ce ați contribuit? În afară de faptul că a spus... Plasele, lemnul... Cât din câte, iată, că sunt proprietăți, spune ai cu izicer, sunt proprietăți care nu mai... Nu-i nimeni, ce facem? Accesul nu poți să... Deci ăsta e punctul 10 pe ordinea de zi, suplimentar, da? În tot 10, 11, 12, toate 3 să se trebuie. De ce mă poate de pe stradă? Da, o să întâlnim preotăți și aici. O să avem unii treci de nou subiect, dacă apropo de șanțuri. O să fie cam greu cu direcționarea apei. N-o să, nu o să putem să o aducem, de exemplu, de undeva de pe Florilor. Intenția ar fi să venim la intersecție aici, la școală. Ori ca să venim la școală, panta care trebuie să o vedem, ne ducem la vreo 2 metri sub codețul care traversează intersecția. Dar nu avem un proiectant, o documentație, ceva, da? Proiectant, da. Proiect. Nu mai spun în curba acolo la Hermeziu. La Hermeziu a fost un codeț
care este care acum și pe drumul județean sunt 6 podețe și s-au dat autorizații de construire aici, colo, cum s-au dat în 1990, nimeni nu s-a așteptat. Drumul județean este construit în anii 60-70, nu știu, asfaltat. Cei care... Și vorba de subtraversări, care sunt obligate. La Ceapiu, nu era nicio problemă, că venea apa, ducea în tarnaua de colo. Ei, da. Acum cetățeanul a confundat tubul și-a construit casă. Ca să nu... Când am venit cu proiectarea de la drumul județean, avem podeț acolo. Da. Nu minte proiectantul. Și scurgerea apei referitoare la, la Hermeziu ar fi trebuit să treacă prin curtea lui Cundrea, prin spatele lui Vântul, pe acolo cine mai fost, să se iasă în, în gârlă. Dar când s-au turnat asfalt pe Cireșa Arbor în 2010-2011, nu s-au mai ținut cu Andeșan. Mai erau unul la Bucădar, tot așa, un dar și multe așa, nu-i numai. Era un păruaș care trecea prin curtea lui, lui Niță și a lui Gavrilă. Un tub de fier, dacă îl mai amintiți, bicicleta. Nu mai sunt. Ei, nu s-o ținut cont la vreme aceea, acum este foarte greu ca să expropiem pe, pe Condrea, să vedem pe cine găsim. Expropiez până la cireșarilor, dar ce fac din golul, că grădinarul cu scarlat, ca să dau drumul la apă. Nu știu dacă îți, îți dă voie și dacă îți acordă sau dacă vrea schimb. Da, sunt niște probleme, de asta spun că proiectul avem proiectat, avem de toate, dar lucrăm cu materialul clientului. Da. O să găsim soluția cea mai bună. Să mai procedează și așa, și materialul cu el. Da, da, să punem la voi. Dar numai că fac omul e cea mai grea și... Nu, aici e altă problemă. Zici că faci un schimb sau faci ceva. N-au acte, n-au dezbatere de moștenirea dezbătută și apoi să vedeți ce înseamnă. Și au și construcții. Și au și construcții. Fără autorizații. Și să vedeți ce înseamnă asta. Păi descoperiți, asta înseamnă în urma unei hotărâri judecătorești, care durează nu știu cât, termenul de execuție a lucrării e, în contract. Cheltuielile nu-s prevăzut în... au apărut pe parcurs. În fine, hai să nu ne plângem, sperăm, trebuie să fim optimiști când trebuie să o rezolvăm. Proiect de hotărâri, trecem la numărul, proiectul numărul 11. Privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă sudată în județul Bacău, perioada 2014-2020 și mandatarea reprezentantului Comunii Hinuș să voteze în adunarea generală de dezvoltare intercomunitară, iar copiii din așa, aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor. Având în vedere adresa, toate astea propune. Ca să nu mai... Și aici e... Aici e... Nu. Strategia de tarifare pentru apă și apă uzată în 2022 până în 2026. Din 2022 va începe până în 2026. Tariful inițial, 76 de lei pe metru cub. În 2022 crește cu 14,5%. Deci, într-un caz, n-ajunge la 11 lei metru cub. Asta e cam prețul. În 2023 cu 6%, în 2024 cu 10%, în 2025 cu 19%, iar în 2026 cu 3%. Adică, total? Nu mai de atât. Apa uzată. Canalizarea, adică, da? Da. Tariful e de 3,54. În 2022 crește cu 5%, în 2023 cu 6%, în 2024 cu 10%, în 2025 cu 19% și în 2026 cu 3%. Acest fapt implică emiterea unei hotărâri și aprobarea planului de evoluție a tarifelor conform anexului 2. Supun spre aprobare Consiliul Local din 12 proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020 și mandatarea reprezentantului comunii să voteze în adunarea generală. Da, dar din când vitanja, care au ajuns la niște prețuri... Da, da. Dar
Pe asta se și bazează. Mai există bacterii care e foarte bune. Dar dacă crapsul bare. Probabil. Pe bacul ăsta la altă mie. Da, dar și la altă mie. Dar când o să ai porții. Pentru că până acum trece cu multă de canalizare pe față la multe porți. Dar nimeni nu au. O și eu vreau. Păi sunt toate gata. N-au regulat să am continuă la mine. Dar la mine trebuie să vorbesc. Dar la mine trebuie să vorbesc. De unde de aici? La mine trebuie să vorbesc. Eu doar aici în fața porții. Da. Dacă aveți comentarii la subiectul ăsta, vorbim după ședință pe restul. De multe comentarii, avem banii în pas cu vremea. Asta e. Așa e. Și dacă comentez la cifrele astea, ce poți să faci? Ce poți să faci? Nu faci nimic. Comentez și atât. Comentez. Discutăm discuții. Suntem în adi. Ca să în adis, cum am comentat prețul la kilogramul de gunoi. Nu, noi încă aici animale. Noi am spus, noi am auzit. Și aici la fel. Dacă prietenul de lucru. Da, s-o fiem la România, așa de mie nu la văd. Să ne ocupăm tot care este Pedro. Dacă ne dorim canalizare. Dacă vă doriți. Ne dorim. Ne dorim, eu. Am. Păi da, dacă vă doriți, să vă adresați. Să știu care n-au. Nici nu doresc. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Companiei Regionale de Apă a terenelor aferente investițiilor din cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Agriculturii de Apă și a Acuzatului de Bacău 2014-2020. Și aici e o chestie care iar. Dar noi am făcut demersuri pentru terenurile astea, îmi amintesc. Am făcut intabulări, am făcut, deci toate sunt înscrise în cartea funciară, deci toate terenurile sunt... Da, da. Și când îți cere, am luat extrat de carte funciară în 2018 sau 2017, când am întocmit un proiect, am luat extrat de carte funciară în 2020 și am autorizat proiectul și când să-l introducem la Agenția Națională a Domeniului Public, am luat din nou extrat de carte funciară. Și mi-au dat, și mi-a dat 22 de suprapuneri pe strada Hotava. 7 cm, 9 cm, 2 metri, 30 cm, 14 metri, intabulat peste asfaltul nostru. Spuneți-mi ce fac. Am mers la OCPI. Așa. Haideți să-i căutăm pe cadastriști. Dar de cine s-au aprobat? Și pe mine nu m-au întrebat. Dacă e domeniul public, poate să întableze cine vrea. Dacă e domeniul privat, fac ce vor. Nu e adevărat. Și am suprapunere și o intabulat peste mine, deși am fost prima. Deci eu nu știu cum se rezolvă problemele astea. Păi uitați cum se rezolvă. Asta zic, dar nu treabă nimeni pe nimeni. Păi nu treabă pe nimeni pe nimeni. Și ca să ajungi din stand, ca să găsești proprietarul, cetățeanul a venit la notar și-a cumpărat terenul, a făcut actele și a plecat la nou, din nou la muncă să-și facă bani să vină să-și construiască casa. El habar n-are, el a plecat un specialist. Ei, acum... Dacă se tocmezi în lege, scrie, vă spun că nu sunt de cauze, să notifici vecinii și-o acordul lor scris, scrie clar în lege. Da, eu am acordul vecinii. Da. Ei, până acum, fiind pe domeniul deci public, nu am venit nimeni să mă întrebe când s-o intabulat suprafața, să vină la primărie, să-i dăm o adeverință sau să vină să spună, domne, e corect, limita. Nu te-a întrebat nimeni. Te trezești doar la proiect. Ce faci în situația când trebuie să emiți autorizația, să scoți la licitații, lumea așteaptă, banii, prețurile cresc și tu umbli prin anotat și faci declarații de propria răspundere la proprietari. Bun, deci noi nu suntem în ordine cu terenurile acolo? Păi nu știu. Păi lucrarea asta care se face acum din cadastrare, de nou, nu asta are ca scop. Păi se face lucrarea aceasta din cadastrare în funcție de numărul de cereri depuse. Noi avem în jur de 6.000 de imobili până la ora actuală avem 350 de dosare depuse. Când terminăm lucrarea asta? Nu știu. O să fie o lucrare ca și cum recensământul. Că oamenii nu vor să fie cooperanți. Haideți să terminăm ședința, după aia discutăm la diverse tot ce... La referință.
Referat de aprobare prin propunerea la dispoziția, la dispoziția SC Compania Regională, depunerea la dispoziție, nu propunere, mă scuzați că, nu știu, nu mai văd bine, probabil trebuie să schimb ochelarii. Compania Regională de Apă, Bacău, este la terenul referenția investițiilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată al județului Bacău, perioada 2014-2020. Doamnelor consilieri, vă aduc la cunoștință următoare. La proiectul regional de dezvoltare de apă și apă uzată în perioada 2014-2020, datorită modificării de soluții tehnice și a creșterii galopante a inflației, este necesar pune la dispoziția unor aplasamente libere de sarcini terenurile aflate în domeniul public al Comunei Ivrești către Compania Regională de Apă Bacău. Pentru finalizarea acestei acțiuni și în temeiul prevederilor. Prevederile legii numărul 24/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare cu modificări și completări ulterioare, prevederile articolului 21, alineatul 1 din statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, aprobat prin HCL numărul 133 din 2008, cu modificări și completări ulterioare, în baza dispozițiilor articolului 129.1, alineatul 2, din ordonanța de urgență 57/2019 privind codul administrativ. Supun spre aprobare Consiliul Local proiectul de hotărâri privind punerea la dispoziție către SC Compania Regională de Apă Bacău a terenului referente investițiilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău. Străzile care au fost trecute la acea dată în proiect. Da, dar libere de sarcini. Libere de sarcini. Liberi de sarcini. Noi așa le aprobăm, liberi de sarcini, dar o să vedem la vremea respectivă. Și aici sunt trecute toate obiectivele. From captare, uțuri forate. Păi, dar nu se pot amplasa decât în domeniul public obiective ale acestor investiții. Bineînțeles. Nu mergeți în camă, Jimmy, că-i în curtea omului, nu? Ori vedeți ce-i după noi. S-a luat o curbandă, nu? Da. Știau că e la 20 metri conducta. Da. Mergea mult prea bine. Domnul Brărescu, dar le-am trecut de voință. Deci, acolo voi uitați în filmări, să vedeți că e săpat. Deci, vedeți că e galuză. Dacă tot văd că vreți să mai vorbiți, haideți să vă fac așa, să vă amintesc măcar, dacă vă mai reamintesc o dată străzile. Să vă mai amintesc o dată străzile. Bine. Calea Moldovei. Bistricioara, 247 de metri, deci vorbesc de Hemeuș. Domnul de exploatație 173, care la vremea respectivă, în 2016, nu era intabulat. Acum, strada Lacrima, 263 de metri. Prelungirea școlii, care acum are școlii, 152. Pensiunii, 283. Luminii, 607. Era o denumire Costea Balan, e vorba de la Andreșești, acolo pe Luminia, acum, pe Garofiței, 364. Cireșarul, 820. Alea Parcului, 217. Tot pe Alea Parcului, îi halte acum, 425. Tot Alea Parcului, 422. Ion Simionescu, 953. Prelungirea Cătinii, 942. Biserici, 434. 100 la Canton, Olban 144, Frasănul 46, Grigori Tărbăcaru 164, Liniștii 122, Salcâmului 156, Agronomului 132, Bizantemii 72, Liliacului 91,
Deci o să întrebați, doamne, dar strada era mult mai, e mult mai lungă acum. La 2016 atâta lungime era, destul de oportunitate, atâta o rezultat. Vă mai amintiți că ați mers și o parte dintre dumneavoastră și ați adunat semnături pe străzi, cine își dorește, cine nu își dorește. S-a făcut parte din întocmirea studiului de fezabilitate. Prisăcii, 371, plopilor, 700, codurile, 544, mai știu că e greșat. Vișinilor, 258, codul are mai mult 207. Aici am un DS, 5. Aici un semn. Deci nu are cum să aibă lungimea. Plopilor e asta de aici, din Hemeiuș, de pe variantă? De lângă dumneavoastră, din spatele casă. Păi aia care trebuie să se înțepe în asta care o facem. Da. De înțelepe de canalizare. Păi, ce spuneam mai devreme, că străzile adiacente sunt făcute. Sunt proiectul mare. Sunt un poem, da. Rețele de canalizare pe Venușoria aia, Liegi, Calea Moldovei, 1 km 1519, Bistricioara 279, drumul Lacrima aia 252, școlii 481, prelungirea școlii 219, pensiunii 259, luminii 511. Asta e Hemeiuș, de Hemeiuș. Asta e canalizare. Asta e canalizare, da. Canalizare mai multe aici, da. Nu dădeau luminii 511, acolo Garofiții 325, Cireșarul 787, Alea Parcului 407, Halte 214, Halte 322, Ion Simonescu 702, Cătinii 344, Cătinii 853, Bisericii 653, Canton 110, Vorban 144, Fraților 220, Grigori Tăbăcabă 973, Liniști 418, Saltumul 142, Agronomul 127, Crizantemii 642, Liliacul 127, da, apă era mai puțină, era numai prelungirea așa. Da. Pesăcii 367, Plopilor 711, Codrul 525, iar v-am zis că aici e sigur greșeală. Vișinilor 228, Primăriei 481, Viilor 190, Florilor 237, Zvorul Ap, Cardei 632, 14.400 metri. De acolo la apă 9.966. 14 metri. Ai tu, dar n-ai votat. Am votat, nu mai am votat. Liliece apă. Hidrocentrale 490, Prunul 142, Avicul 105, Bradul 272, Hotarul 95, Hotarul 299, Hotarul 291, Hotarul 834. Dar de ce sunt atâtea pe Hotarul? Sunt mai multe, deci statuțele în... mai multe cărți sociale. Da. Intră, da, și une s-o... Era modificată, era la dreapta. Da. Stulbuc 220, Crinul 190, Trifoiul 236, Slatul 545, Rozelor 1431, Luci, vocal de asta ne-am amintit de Rozelor, vom reface și îmbrăcământul asfalt după ce vom trage apa, făcut să circul cambreu, Luci 615, Păstorilor 836, Pujorilor 193, Pajul 540, Alelelor 368, Gării 447, Lacului, Nucilor, Militarul 177, Bistriții 269, Izvoarelor 362, Strada Nouă 273 și Calea Moldovei 8170. Dar strada Narcisii nu aparține din legi, trece pe platou. Strada Narcisii... Păi toate țările se trecute aia. Și la domnului era... Domnul era, centrală era. Păi primul era o bățică și aia la altă. Hai să vedem. Mergi la capelă. Hai, n-am ce se dă, se dă aici. Numai văd că e o greșeală aici, Nealica. Este Narcisii, numai că nu știu de ce trecut în Hotarului. Cartea funciară e Narcisii 1, 6570, 65760, cartea funciară. Narcisii 2, 65760. Nu știu care, aici e o chestie care e așa. Apăreau pe Hotarul. Apăreau pe Hotarul. 1 și 2, da. Iar din coace la canalizare, la fel este trecut în accesul 1 și 2, 240 de metri, costă 60 de metri.
Da, e apare. Da. În sfârșit, un consilier care cunoaște strada. Cunoaște străzile. Păi da, are domiciliu. Am înțeles. Prunul 133 la canalizare, Bradul 225, Narcisii 240, Narcisii 160, Turbuc 224, Crinului 428. E un desea aici care ulterior a devenit stradă, dar o să-l identificăm, văd că noi cu 65 de metri, Trifoiului 206, Islazul 386, Luncii 546, acolo la Luncii 2. Păi nu era la vreme ce așa a doua. Sunt două. Dar sunt două tronsoane cu două. Autostrada împărțită în... Da, așa. La vremea când s-a făcut... E varianta. De dezabilitate. Da. Era una singură, lungă. Erau câteva case acolo și bănuiesc că nu s-au... Dar acolo la Narcisii, apropo de hotarul acolo... Păstorilor 746, Bujorilor 222, 4600... Imaginele cu hotarul, Narcisii n-a trebuit. La Lelelor 160, Gării 232, Lacului 360, Nucilor 140, Pestecioara 310, Izvoarilor 210, Calea Moldovei 5639. Domnul Patrick, 5000 și ceva 5 km. La canalizare? La canalizare, s-a venit din loc? Eu am început să mai fiu atent, da. Nu, trebuie susținut strada nouă. Acest poim, că poim cu banii... Zambiei, 743, Zambiei, 702, Avicolei, 94 și cam atât. Da. După ce pleca el, cine știe bine și când... Trebuie să fiți optimist. Acum faceți intervenție acolo, aveți director nou la CRAB, aveți forțe proaspete, domnul? Nu, 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 sunt pensionar. Da, vă să ne facem pe toate, da. Cine este pentru? Și mai înțeleg, diverse. Și mai avem 13 și au mai apărut și 14. Așa. Cât mai stăm pe aveam 14 deja, nu? Asta erau 14 aici la mine, nu? Subsemnatul Șobalas în calitate de consilier superior aparatul de specialitate al primarului, comunic Chimiului de Subacoț, în fond de prevedere articolul 3 din norma metodologică numărul 168/2007 de aplicare a ordonanței de urgență a Guvernului 98, legea achizițiilor publice 2016, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, contractelor de cesiuni și servicii de servicii în baza articolul 4. Alineatul 1 și alineatul 4, hotărârea de guvern 395/2016 și ordonanța de urgență 34/2016, va adresa rugăciuni de a supune aprobării Consiliului Local modificarea anexei 1 la HCD numărul 5 din 1/2/2023 cu proiectele apărute ulterior acestei date. Mai exact cu mobilierul care a fost introdus astăzi. Achizițiile publice, când am prins și am făcut întocmim portelor de achiziții, dacă vă amintiți, în ședința din la sfârșitul de anuarie, când s-a votat bugetul, acest proiect încă nu era în derulare. Adică mobil dotări pentru RR-ul? Da. Și completăm lista de achiziții. Da. Ultimul proiect care a... L-am primit acum în ședință, este vorba despre hotărârea care a fost adoptată în iulie privind aprobarea dezmembrării a două imobile aparținând domeniului public al Comunei Meiuș în scopul implementării proiectului construire stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Meiuș, județul Bacău. Acum cei de la OCPI ne cer 5 zile lucrătoare, o hotărâre de consiliu local prin care să trecem și numerele cadastrale rezultate. Asta pe școlii sau aici? Pe gării și pe strada școlii, lângă școală. Așa. Sunt două amplasamente de 100 de metri fiecare. Unul în parcare la Hid, strada gării, și unul colțul ăla de pe Oșa. Unul are 127 de metri și celălalt 100 de metri. 100 de metri, așa. Și acum trebuie să refacem HCL-urile trecând și numele pe cadastrale. E, da. Asta facem. Alte probleme dacă mai aveți. Spune-mi cine este pentru un mulțumesc frumos. Deci, ședința...